vă urez bun venit astăzi. N-a trecut mult timp de la ultima noastră întâlnire, dar astăzi v-am invitat pentru a-l sărbători pe omul și poetul Ion Diaco. Domnul profesor Ion Diaco s-a născut în localitatea Iazu, în județul Bacău, pe data de 1 octombrie 1945, profil de moment, în Paiuicura, împreună cu colegii, un călduros la mulți ani, alături de toate urările de mine. Uitați-vă la putere! Domnul Iacob este profesor de limba și literatura română, absolvent al Facultății de Filologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, secția de limba și literatura română, și a absolvit în 1970. A fost pedagog, învățător, profesor de limba și literatura română în diverse locații din județul Bacău, director de cămin cultural, iar din 1979, profesor la Clubul Copiilor din Comănești, până în anul 2009, fiind titular la Catedra de Cenaclu Literar. S-a pensionat în 2009, dar și-a continuat activitatea până de curând, conducând Cenaclul Literar Mugurii, cerc înființat de dumnealui în anul 1981. În calitate de profesor conducător de cenaclu, a obținut cu copiii de la acest cerc peste 3.000 de premii, județene, interjudețene, naționale și internaționale. A promovat peste 20 de elevi de la acest cerc să debuteze editorial cu volume, volume proprii. A coordonat unora dintre ei apariția volumelor următoare. A promovat mulți elevi la debut literar în reviste proprii, ziare și reviste centrale și locale, cum ar fi revista Ateneu, Cronica, Limba Română, Vitralii, etc. Trebuie să vă spun și copilul meu a debutat tot sub îndrumarea domnului profesor. Momente din activitatea domnului Iacob la Cenaclul Literar Mugurii. În calitate de cadru didactic, a primit numeroase medalii, distincții, diplome de merit de-a lungul carierei sale îndelungate. Printre acestea, putem aminti medalii și diplome acordate de Consiliul de Stat înainte de 1989, CNOP, Consiliul Național al Organizației Pionierilor, diplome de excelență și de merit în 2002, 2003, 2005 de la Ministerul Educației sau de la alte instituții și publicații, Ateneu, Cronica, mă refer la revistă. Centrul Național de Excelență în domeniul activității literare, Ministerul Educației și Culturii i-au oferit de asemenea diplome pentru activitate. Dar, pentru că ne-am întâlnit astăzi aici pentru o lansare de carte, vom vorbi și despre poetul Ion Diaco, care a debutat în anul 1958, pe vremea când era elev de liceu, în revista Chemări Primoveratice a Liceului din Comănești. A fost președintele Cenaclului Literar cu același nume din anul 1959 până în 1962, la terminarea liceului. A publicat poezie și în ziarul Flacăra Moineștiului. A făcut texte satirice pentru grupurile satirice, pentru ligăzile artistice, de adulți sau de copii, în perioada 1968-1983. Texte care au fost prezentate în concursurile și festivalurile din acea perioadă. Să nu uităm Festivalul Cântarea României. A scris scenarii literare pentru activități educative, pentru sărbări școlare, carnavaluri științifice și distractive pentru copii. A fost corespondent al cotidianului Băgăoan Deșteptarea, în perioada 1991-1994, cu articole sociale, de anchetă și literare, semnate cu nume propriu sau cu pseudonim.
pentru că Leonid Iacob este o persoană activă și pe internet, trebuie amintit că poate fi întâlnit și în acest domeniu, pe Citatipedia, Facebook, Netlog, rețeaua literare, etc. Are și pagină proprie, unde publică poezii. Deja ne-am, sper că cunoaștem toți. Trebuie să mai spun că este publicat frecvent și în revista online Confidențe Românești. Publică poezii proprii și sub forma unor videoclipuri, unor filmulețe, care circulă pe internet. Filmulețe care sunt ori creație proprie, ori cu ajutorul altcuiva, pe YouTube, Trilurilul. A realizat și reviste ale elevilor, cum ar fi Planeta Viselor. La Clubul Copiilor din Comănești, în perioada 2000-2009, cartea Cenaclului Literar Mungurii, apărută pe site-ul didactic.ro, cât și sub formă tipărită. Vedeți imagine de pe internet. Are publicate mai multe articole, scenarii literare, poezii, în diferite antologii, cum ar fi Educația prin muncă și pentru muncă, în 1985, Sus cortina copiii, în 2005, Clopotul limbaj universal, în 2008, Arta de a fi, vis și pasiune, călătorie în redactul cuvintelor, o activitate foarte bogată. Ca scriitor și poet, volumul de debut a fost Bântuit de furtuni, în 2009. Prefațat de domnul Cornel Galben, prezent astăzi aici. Pe rând, au apărut volume, volume paralele, în sunt colaborare cu Atena Mariana Zară, în 2010, prefațată tot de domnul Galben. Imaginarile iubirii, în 2014, și Lungă margine de lume, tot în 2014. Scriitorul și poetul Leonid Iacob nu termină de lansat aici. Are în pregătire un volum de versuri numit Popasul în vers, volum de proză Marea Poetitriști, legende românești versificate venite din străbuni, povești de pe Trotuș, niște povesti istorice pe care eu, sincer vorbind, abia le aștept. Și pentru că astăzi ne bucurăm de volumul de versuri Strajă cuvintelor, trebuie să precizez că titlul inițial al acestui volum a fost Ultima Sentinel, titlul trecut și pe pătorul volumului. Sunt sentinela ultimului timp, sunt vămile de fum ale tăcerii, pintat de flori, cu trupul frân, mai las un ceas pe marginea înserării. Cetatea mea, de mult e potrobită, și în turnul, orologiu grav, torbat. Pe cârgul mur, cu stele sub copită, nechează îndelung cu gluga nopții în spate. Și în bolul lor, prin turlele visării, pe o pagină de suflet tot mai scriu, în când de plâng, pe colțurile zării, când bate iarna codrul la târziu. Sunt sentinela ultimului când. Cetatea mea, de multe cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri privită. Vă mulțumesc pentru atenție, dau cuvântul autorului să ne spună câteva vorbe despre... Mulțumesc, doamna Cristina Hangar. Mulțumesc pentru organizarea bibliotecii. Mulțumesc primăriei orașului, Centrului Europei Direct, pentru amabilitatea de a găzdui acest eveniment aici și acum. Înainte de activitatea propriu-zisă, dați-mi voie să prezint câteva, adică cei dintre cei prezenți aici în sală, să prezint pe domnul Cornel Galben, editor, scriitor, poet, critic, literar, și amând parte, care muncește din zor pentru personalitățile băcăoane,
Și are și acum o traiestă de cărți acolo și le duce după dumneavoastră. Dar ce vreau să ne spun, dumneavoastră este membru al Comunii Spiritualilor din România. Apoi, dați-mi voie să prezint pe domnul profesor Gheorghe Molină, scriitor. Da. Pe domnul profesor Ioan Popa, acolo, care este și dumneavoastră scriitor autor de manuale școlare. Pe domnul Dumitru Cojocaru, profesor, președintele Societății Rebreanu, pe domnul Petre Curăcel, profesor și critic literar. Pe doamna profesoară Marieta Radu, profesor, care vor vorbi și despre cartea pe care o au dumneavoastră în mână. Asta așa pentru început. Țin să mulțumesc televiziunii din Onești, doamnei Dana Lungu și colegului dumneavoastră pentru prezența aici la această manifestare, precum și televiziunii literare a domnului Eugen Ungureanu. Am precizat că domnul Cornel Galben este redactor șef. Da. N-am aici, nu scria, n-avem de unde să știu. Mogul, domnul Mogul, da? De asemenea, să mulțumesc pentru prezență invitațiilor care au venit din depărtare. De la Bacău, soții Mundeanu, doamna Mundeanu fiind un vecina mea din copilărie, vreau să spun, cu care alergam pe Iazul acela de acolo, pe lângă o lutărie și ne dădeam de acolo un mal mare de pământ, așa că ne-am mai mici. Așa. Domnul Tabdu Spinescu din Moinești, care ne-a fost elev în clasa a 7-a, așa, la Ardeoanu ne-am mai funcționat și pe acolo o bucățică, un an de zile, și tuturor celor prezenți aici, pentru că însemnați să vă tot spun, să vă tot nominalizez, de cum și mulțumim membrilor familiei care sunt prezenți. Aș vrea, întâi și întâi de toate, să spun eu câteva lucruri și apoi o să dau cuvântul celor care sunt. Nu o să ambientul muzical face tocmai la urmă, ca să nu întrerupem tot timpul cunoscute, adică muzica. Așa a avut domnul profesor Camelia și Nicolae Gheorghe, cei care au această regiune în această zi frumoasă. Dragii mei prieteni, am ales special această zi pentru că în sinea mea m-am gândit că cei mai buni prieteni ai copiilor mei de suflet sunt cititorii. Sunteți dumneavoastră. Cei care citiți, cei care intrați cu gândul, cu mintea, cu ființa, de cele mai multe ori, în sufletul meu. Și pentru că sunteți cei mai apropiați de la aceste copiilor române, în mod deosebit după mine. Ceilalți poate se supăr, poate o să fie constitiv, o să pleci, sunt în altă parte, au probleme de viață, mă rog, pe care sunt. Aceștia vor rămâne și vor aminti de mine și după ce noi veți fi. Mult mai mult decât altceva. Și de aceea am dedicat ziua aceasta dumneavoastră și copiilor mei de suflet, pe care îi dăm cu toată dragostea pe care o am. Dacă aceasta este așa plinos de recunoștință pe care vi-l aduc eu dumneavoastră și care în ziua mea aniversar vi-l dau cu toată dragostea.
nu iubește pe toți. Pentru că ne-au rânduit. Avem în portofoliul nostru acea placără care să ne unească. Aceea a cuvântului. Pentru că cuvântul ne-a fost dăruit de acolo și trece și dăinuie prin noi. Prin unul ca mine care mai așează pe aici, pe acolo, mai gâdele, ca un pianist care gâdele clapile pianului și îl face să răsune mai frumos, iar dumneavoastră, cu orga sufletului, veniți și receptați aceste sunete, aceste cuvinte. Iată de ce cuvântul scris, care mai dă în barbă lui, va face această legătură între noi toți, cei care suntem aici și chiar care nu suntem aici. Pentru că am primit o mulțime de mesaje pe care mi se transmitea și mi se transmitea dumneavoastră. Toate urările de bine. Au spus că nu pot fi prezent fizic, dar sunt prezent cu gândul, cu sufletul, ceea ce este foarte important când știi că ai susținerea unor oameni care te prețuiesc. Eu vă mulțumesc că ați venit aici. Și noi vă mulțumesc. E un lucru să vă mulgeți din timpul dumneavoastră și așa mult prea scurt în viața asta noastră. Da? Mi-ați dărui și mie o clipă. O să dau cuvântul în continuare. Este cuvântul. O, doamna Mira Andereanu din Mâncinești. O veche prietenă pe internet, foarte veche. În 2007. Da, din 2007, până ziua. Tocmai mă bucur. O să dau cuvântul. Cine dorește să vorbească? Nu dau eu cuvântul. Haideți, dintre domnii care au avut cărțile anticipate. Cine de primul? Domnul Colăcel? Doamna Radu? Tot din doamna Radu. Bine, doamne, bun. Tot Colăcel primul. Uite, să vorbim și de asta primul. Sigur că da. De la o carte la alta, de la un orizont problematic la altul, poetul nostru, Iacob Leonid, probează multitudinea posibilităților sale și ale poeziei de a construi sensuri, de a configura universul. Se știe că vocabulele au o existență fragilă în durata vorbirii. Trec prin prezentul acestui teia fulgerător și tocmai de aceea au nevoie de o strajă pe care le oferă domnul profesor în volumul intitulat Straja cuvintelor. Chiar de la început se poate constata originalitatea absolută a expresiei lirice. Complicitatea acestuia cu propriile cuvinte, cărora le cedează inițiativa în confirmarea adevărului rostirii. Iată ce spune. Nu port mistrie nici mortar, ci doar cuvinte prinse în jar. Și în bogăția-mi de sărac, te voi zidi în suflet iar, din vecii vecilor în veac. Așa mi-i dat. Să-ți scriu cuvânt, să-l port prin cerul pe pământ, iar ție, datui să-l primești, cu inima să-l ocrotești și să-l iubești. Structura compozițională creează impresia de spontaneitate în eliberarea sentimentelor. Totul se constituie într-o confesiune lirică directă, care dă expresie unei neliniști acute, exprimate printr-un monolog scris pe o pagină de suflet. În definiție, poetul se autodefinește ca fiind o mare bătută de furtună, o pulbere albastră venită din astral, călătorul care în veci n-are odihnă, iar în azi, la fel ca ieri,
accentul cade pe un cumul de verbe la perfectul compus, am ars, am constatat, m-am hotărât, care eternizează relația poet, poezie, iubire. Starea poetică este limpede exprimată, cu maximă economie de elemente figurative, interogațiile folosite având ca efect alertarea conștiinței față de necunoscutele existenței sale în lume. Odată cu starea se definește nevoia de comunicare, de iubire. Tu nu știi cumva de unde aș putea lua un înger? De ce cauți aiurea? Ce deja porți în sufletul tău? Finish-ul nu-i prea departe. Grăbește-te! Într-o viziune particulară, inconfundabilă, descoperim o joacă frenetică de cuvinte. Le-am propus un joc de cuvinte. Le-am invitat la o tablă în care poetul revizează spectacolele declanșate de el, contemplate cu neascunsă încântare sau cu o mare neliniște. Cartea, după ce a fost citită, devine o lume vie ce se transformă într-o sursă inepuizabilă de înțelesuri și stări. Sunt sentinela ultimului cânt, cetatea mea de mult e cotropită, iar pagina cu vise zboară în vânt prin gluga nopții în păduri pitită. În concluzie, volumul este doar povestea unui flutur cărui iubirea de cuvinte i-a rămas. Deși nu sunt mare consumator de poezie, e pentru a doua oară când particip la voastră de carte, totuși volumul colegului meu, m-a îndemnat să-l citesc și să-mi spun și eu câteva cuvinte. Volumul lui Leonid, sugestiv intitulat Fraje Cuvintelor, cum se spunea în versiunea inițială, ultima, Sentinelă, ne pune în față un poet adevărat. Vă spuneam că eu nu sunt consumator de poezie. Iar expresia poet adevărat mi-a adus aminte de Titu Măiorescu când vorbea despre Eminescu. Este, poate, o spusă, o aserțiune spusă așa, cu tupeu, după citirea și recitirea câteva poezii ale volumului. De ce spun aceasta? Fiindcă, așa cum am mai spus, nu l-am citit până acum pe Leonid Iacob, decât parcă odată pe Facebook. Dar ce m-a frapat de la primele lecturi ale volumului și m-a trăznit pur și simplu, poezia aceasta întâlnită, o poezie bună, dură, de granit, așa cum definea odinioară HD-o poezia sa. O primă părere. Poezia lui Leonid e numai metaforă după mine. Dar ce metaforă? Plină de noblețe, de lumină, de trepidații, dar și de alambicături uneori, pierzându-te în meandrele ei, cum ar spune un clasic în viață. Cred că titulatura cea mai adecvată pentru această metaforă ar fi metafora filoscoasă, gândindu-mă la vulpea filoscoasă. Se potrivește foarte bine pentru că ea se verifică oricând și oricum și oriunde în textele citite. Poetul, în carne și oase, dar și cel subiectiv, eu liric învățăm noi copii la școală, este bine definit. În mai toate poeziile ce se pot intitula sau încadra în tema menirea artei și a poetului. Adică adevărate arte poetice, atât de specifice fiecărui poet.
poeziei, definiție 1 și definiție 2, dau naștere acestei idei de artă poetică. În prima poezie, poetul e o mare bântuită de furtună, cu pulbere albastră venită din astral, e călătorul care în veci anare odihnă și sieș este mare și sieș este mare. Menirea lui o dă în strofa următoare. El țese în cuvinte venite din adâncuri, lumina cea de taină a stelelor fiind. Și izvodări strunește trăpașii pe omlâncuri veniți din internalele răstimpuri de mister. Aceste minunate metafore arată strânsa legătură care există între Leonid, omul, și natura înconjurătoare. Natura care îl inspiră și dă naștere seva acestui om. În definiție 2, se continuă arta poetică. Sufletul poetului apare în această poezie contopit cu natura pământească înconjurătoare. Sufletul alunecat pe iarbă, prin flori, stele, etc. Și în această osmoză, o natură, își face intrarea și Dumnezeu, care iubește pe poet, conferindu-i patima iubirii și adorului. I-a dat cuvinte cu care se cânte și bucuria, dar și tristeța. Sentimente culormane în poezia sa. Se încheie aprecierea mea ultima strofă, ultimele versuri ale poeziei definiție 2. Când noi cititori, care spunea dumneavoastră, suntem copiii dumneavoastră, suntem văzuți în poezie firave, suflete firave, în raport cu universul înconjurător. Privind, ne-am văzut pe noi, suflete firave, sorbind sufletul cuvintelor pentru a naște alte cuvinte. O altă metaforă care m-a atrapat în poezia colegului meu, am întâlnit-o în Geneză. Finalul mai ales mi-a tras atenția, unde într-adevăr iluzia Genezei e văzută în termeni științifici. Odată se spunea că astfel de cuvinte n-au ce căuta prin poezie. Dar cât de frumos sună în această poezie geneză, cuvinte ca atom, munguri, abside, ne descompune în viață. Nu mai citesc poezia, să nu mă mai mint. O altă frumoasă poezie, remarcată, în parcul, mi-a adus aminte poezia Copacul, a lui Dan Barbilian. Ca și la Barbu, Leonid vede în copac simbolul singurătății, care răscolește amintiri, mai ales cele de dragoste, fiindcă azi, în acest par nu mai stau iubirile cu el, doar dorul umblă singurel prin parcul tinereții. O stare din liniște străbate și poezia și tot scriu. Aici e o liric, se confundă adânc în scris, pe frunzișuri, pe petale. Am trebuit să citesc mai mult, dar mă opresc, ca în final să spună că scriu atât de mult, că nu mai știu de mine însumi, că nu mai știu de mine însumi. Repetiția aceasta întărește o stare poetică deosebită. Iar verbul se pierd, nu știu, sună foarte dur. Poate e cazul ca în astfel de situații, când cuvintele se pierd,
când idealurile se spulberă, să uităm de lumea înconjurătoare, să uităm de lipsuri, de necazuri și să concluzionăm ca, ca Maiorescu că în comediile domnului Caragiale, că ne-am urcat așa de sus, ne-am impresionat așa de sus, că ceea ce este în jurul nostru este insignifiant. Aș vrea să închei, nu ca o concluzie, ci ca o terminare a micii expunere, Sfântul Leonide, într-adevăr, este jurul nestrămutat al cuvintelor. Eu zic al metaforelor. Și poate va mai fi. Deoarece poezia are nevoie de el. Fiindcă cititorul îl soarbe cu plăcere, fiind invitat să mediteze la cele scrise de prietenul meu, Leonide. Vă mulțumesc! Domnul profesor Mobile, Victor Gheorghe Mobile, dostul meu profesor. În alte timpuri, dar tot frumoase ca aceste de acum. Ar vrea să încep prin a-i mulțumi domnului Leonid pentru faptul că a făcut încă o dată acest minunat act de a ne strânge din nou împreună, să ne mai întâlnim, să ne mai vedem, să ne mai deschidem sufletul în lumea aceasta în care am trăit și sperăm că încă vom mai trăi. Participând nu de mult la lansarea precedentului volum al poetului nostru, remarcam extraordinara putere de muncă a domniei sale și constat cu satisfacție, cu emoție, că aprecierea de atunci se confirmă întocmai și ceea ce îi uram atunci, inspirație și iar inspirație, și-a găsit de mult locul în activitatea creatoare a domniei sale. Noul volum confirmă, vreau să spun de la început că nu mă voi lansa în exegeze, comentarii pedante, pentru că am făcut timp îndelungat această acțiune și parcă în momentul de față mă cam jenez să o reiau. Deci noul volum confirmă de asemenea, dacă mai era nevoie, că printre noi, aici, în acest spațiu binecuvântat, trăiește și creează un poet, poet în toată puterea cuvântului, ca să folosesc cunoscuta formulă maiorescană. Un om care, iată, la vârsta aceasta rotundă, pe care în mod fericit o împlinește astăzi, este stăpân nu doar pe mijloacele sale, nu doar pe ceea ce înseamnă cuvântul, nu cuvântul în sine, cuvântul căutat, cuvântul scripitor, cuvântul căutător de sensuri și descripiri. Poetul nostru este stăpân, așa cum spuneam, nu doar pe arta cuvântului, dar este și mereu preocupat de a aviva, termenul numat abține, iar ghezian, cuvintele cu noi puteri, de, puteri evocatoare, cu noi resurse, cu noi aptitudini de a mijloci transmiterea aceasta a stării de spirit a poetului către cititor, a fulgerului către copac, cum se exprima Lucian Blaga când spunea că poezia este așa, ea ține pe cât ține, de la mine până la tine, de la fulger până la copac.
mi-a luat înainte domnul Nelu Copa și îi mulțumesc pentru aceasta și alesese pentru exemplificarea artei poetice, definitorii a domnului poet Leonid Iacob, exact cele două poezii, adică definiție 1 și definiție 2, dar a reușit domnul profesor Popa să o facă mai bine decât mine. De altfel, poetul însuși își justifică titlul volumului foarte simplu, din motive personale. Și de altfel, de tot din motive care mă privesc, voi reveni și eu asupra unor poezii. Eu cred însă că atașarea celor două vocabule, straje și cuvintelor, nu este deloc întâmplătoare. Și definește excepțional stadiul la care se află actualmente poetul nostru. Întrucât domnia sa caută permanent cuvântul ce exprimă adevărul, alt loc devenit comun de multă vreme, dar în același timp veghează ca o autentică santinelă a ultimului cânt, pentru ca acest material poetic, cuvântul, să rămână mereu pur, încărcat de seba trăirii autentice. Sigur, aș putea vorbi despre multe, despre armonia versurilor, despre preocuparea pentru rotunjimea poeziei în întregime. De altfel, despre rotunjimea poeziei am vorbit noi de multă vreme, că acum vreo 4 decenii, în cadrul cenaclului Nicolae Laudis. Și, din fericire, mai suntem aici niște foști membri ai acestei formațiuni. Aș putea menționa temele eterne ale poeziei, între care trecerea timpului este cea predominantă. Iubirea în toate accepțiunile nobile ale acestui cuvânt, răscolitoarele întrebări existențiale. Repet, nu intru în detalii, ce să vă mai spun, mă mulțumesc să exprim aici satisfacția de a mă afla în fața unei poezii autentice, a unui poet care nu prejetă să slujească mai departe pe altarul acestei nobile creații. Cum spuneam, din motive care mă privesc, vorba vine pentru că se va vedea foarte ușor de ce. Mă opresc la o poezie, dacă timpul va permite, și încă la una, și anume poezia Trecere, care îndefinește și starea de spirit, tonică de altfel. Se scurge râul obosit și trist prin albe maluri fără de odihnă și în fiecare an mai moare câte un Crist pe crucea gălătuirilor de tihnă. Sub doruri și iubiri ce s-au pierdut în aspra încleștare de răstimpuri, beții de bucurii și de tristeți din ale noastre 4 anotimpuri. Și îndurerați de asprele plăceri, ne mai dorim întoarcerea în urmă, să prindem alt parfum de primăveri când un apus în pieptul nostru scurmă. Mă opresc cam aici. Mă mulțumesc să exprim gratitudinea mea sufletească, pentru că între noi se află un poet autentic și ni se oferă și de această dată prilejul să ne îmbogățim sufletește din tezaurul etern al poeziei. În rest, mult succes în continuare, stimate poet. Iarăși spun putere de muncă, pentru că e nevoie întotdeauna de ea și inspirație. Noi
să fim sănătoși, nu mai putem întâlni și cu alte fericite ocazii. Cred că Colecel dorește să vorbească și cred că da. Dar deci nu mai închipuiam că nu va vorbi. Să vorbești pe înțelesul vostru. Nu nimic, dar e cu dicționarul, dacă știi ce era. Mă tem că vă dezamăgesc. Adică nu mă tem, sunt sigur. În mai puțin de jumătate de an au plecat de lângă mine în lumi mai bune, în vorba poetului, doi oameni foarte apropiați sufletului meu și m-au lăsat mult mai desfrunzit. Și când deja începusem să înserez, au bulucit peste braiștea gândurilor mele versurile lui Leonid. E altceva. E vârful. Nu-l jignesc, nu sunt neîncrezător, dar îi sugerez lui Leonid Iacob, ca poet, să se oprească aici. Nu va scrie ceva mai bun. Va egala ce a scris aici. E un punct de vedere al unui consumator de poezie, că eu consum poezia de pâine, totuși. Atâta mi-a mai rămas. Nu, îi sugerez să o ia pe cărarea poeziei. Nu, pe cărarea prozei. Știu eu, memorialistică, legendă, povești, că e povestaci ca mine. Apropo, Leonid e mai tânăr decât mine cu 3 luni, dar e mai deștept cu un an, pentru că el a absolvit liceul în promoția de dinaintea mea. Cum s-o fi întâmplat? Astea sunt minunile vieții, da? Sfârșit. Iar cât primește faptul că scrie, scriu și eu, dar în un public voi reveni. Nu aș... E un volum care eu am primit volumul în cutia poștală luni seara. Ăsta nu e un volum care se firui așa în 2 nopți. Ziua mea de lucru e noaptea. Doamne ferește, sper să nu... Nu e nicio conotație indecentă. Sunt o firmă serioasă și unizoate mari panți. Așa. Ăsta e un volum care se zdrumi ca adânc. Dar asta am văzut după primele pagini. Dar se zdrumi ca adânc de tot. Te asigur, Leonid, că eu voi reciti volumul acesta în nopțile mele de veche și de somn, când îl voi lua de acolo, de pe raftul al meu, care are pe stinghia așa, cu o etichetă, cărțile prietenilor mei. Toate pe care le-am cu autograf, ai înaintași serioși, de la Ana Brandiana și Pănuș Neagu și, mă rog, că sunt bătrâni. Așa. Când noaptea n-am, că eu n-am, știi, de la o vârstă, îmi mâna și iau un volum, de îl voi lua des. Așa că, uite, cartea asta nu se firmie, se zdrumică, adânc. N-am să vă refer la mesajul poetic, împărtășesc în bună parte, peste 3 sferturi, opiniile celor trecuți aici la... în aparatul critic de la sfârșitul volumului, așa că nu. Doar ca idee, totuși, ceva care să țină și de mesaj, este faptul că poezia, volumul tău se deschide cu o poezie, cu sentinela ultimului gând, ultimului cânt, care este o poezie programatică avant la letre. Nu, nu uitați chestia asta, nu uitați altceva. Poeziile programatice apar de obicei în primele volume, în volumele de debut, are lui Blaga, de exemplu, Arghezii și Așișderea. Faptul că la Leonid Iacob poezia programatică deschide, Doamne ferește, ultimul, cel mai recent volum de versuri, mi se pare extrem de semnificativ. Și de asta am spus, e bine aici, că e poezia programatică. Sunt numeroase versuri de un anume gnomism, nu știu dacă am nimerit termenul, dar, mă rog, sunt niște, știu eu, versuri din acestea care spun mult pe ele însele. Nu, ca iată vers definiție. Noaptea e sub stele, anemicul ring în care urcăm peste clipe înghețate. Sau, în fiecare zi murim printre cuvinte ce se înfigă în noi ca niște spini. Sau, practic, atunci când nu mai ai
ai devise, redevii supa primordială din care ai ieșit. Și versul care m-a trimis cu gândul la Iorga, întotdeauna mai avem amânări, fiindcă n-am ars cum se cuvine. Ce zice Iorga? Risipim în viață ani și în fața morții mai cerșim o clipă. Nu vorbesc câte minuni am găsit pe aici, pentru că profesorul de limba română este unul dintre cei doi specialiști handicapați în fața unei femei frumoase. În fața unei femei frumoase este handicapat ginecologul, care oricât de mare frumusețe ar vedea, știe ce știe și s-a dus dracu toată frumusețea. Iar un profesor de limba română e handicapat, care orice mare frumusețe feminină ar vedea, dacă o aude când deschide gura, punând virgulă între subiect și predicat, s-a dus dracu toată frumusețea. Eu, din acest punct de vedere, sunt handicapat. Eu nu pot citi o carte la ora asta, un roman, o poezie, pentru că eu mă împiedic de o virgulă. Eu să știi că ți-am găsit o virgulă între subiect și predicat. Uite, la pictare, să fii sănătos, o-mi găsesc. Eu sănătos, că n-am văzut-o. Eu sunt corectorul. N-am pus-o pe-a-t-o. Dar n-am vrut-o. Așa. Bun. Deci, eu caut niște, așa, eu caut mărunciciuri. Eu caut minuni de astea care să mă încânte. Bun, și pe mine mă încânte. Mai fac vreo una, cu bună voie. Și să cantă pentru că trecă colațel. Mie mă atinge pe suflet expresia lirică, mult șlefuită față de celelalte volume. Șlefuit, dar nu așa. Eu mă dau un vânt după minuni de genul unor epitete. Sunt aici specialiști care mă înțeleg imediat. Nu spun că ceilalți nu m-ar înțelege, dar ca idee. Timp îngenunchiat, zidire înviernată, mâhniri încercănate, caline vise, dar ia uzi, asta chiar e dură, măi, cum unde-ai găsit-o? Mestece în stilozi, nu se poate, pentru mine mestecele sunt cei din Levitan, din picturile rusești, de unde vrei, din șuschi, de unde Dumnezeu ai găsit mestece în stilozi? E dură, e... Bun, repetiții. Cât o fi și până când, nu mai citesc, că ne lungim, mai o poezie acolo și o mai duce și când să mă mai ducă calul meu, cât o fi și până când, cât o fi și nu știu cum, e o repetiție, toată poezia, după cum repetiție, e grădina sufletului. Sau, eu nu știu de mai sunt, tu sau sunt eu, nu mai știu ce mai sunt. La apropo de repetiție, dar metaforele. Eu mă dau un vânt după metafore, ca oarecine după altceva, nu e. Gândul meu jivină, nu, ești dur, a spus cineva, ești parcă domnul profesor a spus că uneori, dar nu așa, calci tare de tot în strec în duritatea asta, față de ce știam eu despre tine. Gândul meu jivină, răstignirea mea de gânduri, îmi plouă un gând și-mi ninge întâmple, pletele ierbii, ei da, aici mă regăsesc pe pârâul meu natal, pletele ierbii, inconștiența fluturilor, plumbul nerostiilor și meancul lumii. Eu știu că poezia nu se traduce, că dacă traduci poezia, deci eu asta am făcut 48 de ani în învățământ, nu mai e poezie. Dar pe cuvântul meu, ca să găsi unul deștept să mă lămurească și pe mine, măcar să-mi sugereze ce ai vrut să spui. Cu miercul lumii. Păi nu e... Eu știu. Nu se traduce. Așa. Dacă mă mai răzați, mai zic. Nu. Mai zic. La mai mulți și aici, hai să... Dacă m-ați răbdat până aici, măcar să vă răsplătesc răbdare. Da, sigur, mi-i zic că și-a pierdut. Să lăsați, să-ți facă. Pentru el poezia e altceva. Acum, ce v-am zis? Zâmbesc sau nu? Dar spune-mi păsărică, să nu vă mulțumesc. Bine. Acum voiam să spun ceva serios, da? Prezența ta întotdeauna, seriozitatea mea, se disipează. Vă să zic că îl urmăresc de mult pe Leonid și îl urmăresc pe cărare erotismului. Ia că nu o îmbătrân și cu gândul ăla. Da.
erotismul e ceva la Leonid. Leonid practică un erotism eludând fizicul. Un erotism așa, discret, delicat, de un rafinament aparte. Iubirea mă arde în suflet, doar cântec din ea mi-a rămas. Dar iată-o aici, în poezia onirică, unde este și cum este discret și delicat, erotic, Leonid. Alte ori ascultăm vrăjiți șoaptele stelelor plecate departe și învăluiți în lumini curcubeie, Doamne, ce epitet și ăsta, așteptăm ploaia iubirii să se reveze iar peste noi. Atunci devenim flori și fluturi și zburăm urcând pe scara zorilor până acolo unde lumina dorului are aroma sărutului și, îmbătați de noi, ne odihnim palmele pe trupurile noastre. Dar nu știu de ce îmi pare că trupul tău e balsamul vindecător și mă cufund în visare. Secole de aici și până la filmele americane, de la miezul nopții, la care mă uit eu când nu mă prinde nevastă mea, cum se pupă americanii. Apropo, ați observat că americanii nu se pupă? Nu, ei se ving. Mai urmăriți filmele și veți vedea diferența. Rafinamentele acestea mă fac să mă așez. Să-mi pară rău că... Că uite, nu ești american. Cam și eu niște ani. Ziceam că scriu și eu versuri și de fiecare dată când mai să mă hotărăsc, dau peste câte un volum precum cel al lui Fabian Anton, cel mai frumoase poezii, am văzut în primăvara asta, Fabian mi-a făcut cinstea să îngrație să-i scriu prefața. Una din rarele bucurii cu care m-am podobit viața în ultimii ani. Și mi-a trecut cheful de publica poezii. Acum mai mă repezisem. Am dat peste cartea lui Leonid și am zis, mă, dar nu pot scrie de oamenii ăștia. Eu le scriu noaptea și noaptea anumite împrejurări. Și că poeziile cu apă nu, am zis o horaciu, nu trăiesc poeziile scrise de băutorii de apă. Nu știu dacă mi-am însușit mult din cultura latină, dar ăsta categoric mi-am însușit. Așa. Și când mi se pare că mă culc entuziast că am scris și eu, că am fătat un profund scremăt creator, nu știu ce imagini dimineața, nu mai e. Și dacă dau și peste volumul lui, gata, mi-a trecut. Nu mai public, pentru că, iată, nu sunt sigur că ce scriu eu sună, le iau pesărite, imagini semnificative. Tăceri de verde odihneau în brazi, cu degetele arse de necântec, macii spânzurați de zori, e atâta depărtare în mine. La răspântii se răstoarnă cerul și timpul ia vid cu mine. Și acesta, iar, Doamne, ce-i aici? Cocoare nu-s? Oh, nu mai sunt cocoare. Acum, înțelegi de ce nu public? Sau nu vreau? Sau mi-e frică să public? Bunul e și vechiul și răbdătorul și îngătuitorul meu prieten Cornel Galben. Ia că de-aia nu public. Să mă apropie de final și să zic că am întâlnit o imagine, apropo că vorbeam de Fabian Anton. Fabian Anton într-un loc zice așa, încă e bine, încă e bine cât timp mai arb felinare în mine. Și găsesc acum la Leonid, nu s-au întâlnit, s-au întâlnit, ei n-aveau cum să... Nu m-am înțeles, nu cunoaște bine. A, poate nu mai bine, dar ia că ce găsesc tu aici, apropo de felinarele care încă mai ar, încă e bine că mai ar felinare în mine, la dumneata e și mai și. Când de data, mai bine, eu am versul și cu felinarul, dar cu lumânarea mai mult. Mai avem încă noi lumânări cu parfumuri alese și fine. Aici mai da gata Leonid. Eu nu știu dacă mai am lumânări, dar de fiecare dată eu mă duc cu gândul când noaptea târziu și rămân singur, hai că v-am zăvrăcit. Mă duc cu gândul la bastionul de sud al cetății cavalerilor
mă artez din insula Creta, în Nota Bene. Acolo undeva sus e un mormânt simplu, cu pământ așa, și care are o cruce tot simplă de mesteacăn, care e înlocuită când putrezește, dar se scrie din nou epitaful. Se schimbă, cei de acolo schimbă în fiecare zi buchetul de flori. Este mormântul lui Nicos Kazantzakis, fruzatorul de vârf al grecilor, cel cu Zorba grecul, romanul, după care s-a turnat filmul. Nicos Kazantzakis și-a conceput singur epitaful și scrie acolo că fiecare, de câte ori să țină crucea, cu chestii pe care o am și cu care voi pleca, că mult tare până acolo nu mai zi. Nu mai sper nimic, nu mă mai tem de nimic, sunt liber. Mesajul ăsta l-am găsit, l-am reunit, dacă pe-l fi citit bine, dacă nu, dă-o și la alții mai deștepți. Doamna Domnul Ciocornocanu, președintele Sfântului 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 N-am avantajul domnului Petrică de a citi cartea, am citit-o, ca să vorbesc despre ea, dar am avantajul că dorm noaptea. Dă impresia la un moment dat că pot să spun spre dumneavoastră ceva cuvinte care să vă încurajeze de a pleca și a scrie mai departe, pentru că aveți un mare avantaj de a avea un izvor de inspirație, iubirea, care în poezia dumneavoastră apare împlinită, și apare de multe ori utopică. Și aici îți găsește fiecare partea pe care dorește să o găsească. Aș gândi că de aici încolo Leonid va mai scoate volume de poezii bune și îl încurajăm în acest demers. Să aveți inspirație permanentă și Facebook-ul confirmă acest lucru. Și prezența domnul Petrică, ați văzut că noi bărbați suntem în minoritate la această lansare, 17 doamne și domnișoare aici și numai câțiva bărbați. Deci da, Leonid este... Da, adevărat. Da, adevărat? Pare rău, Mitic, de tot mai când începusem să învăț și eu aritmetica, la mine în sat s-a închis școala. Acum ce ar fi frumos, că această, așa o gândesc eu acum, această creație a lui Leonid Iacob și a unor colegi de-ai noștri, din învățământ, că numai profesorul de limba română scriu poezie și proză, aceste lucrări să ajungă undeva în spațiul învățământului, mai bine, mai frumos, în comisiile metodice, în cercurile profesorilor de limba română, să tragă niște colegi mai tineri de Leonid Iacob și spune, vino domnule în școala noastră, hai să ne vedem cu copiii, hai să ne vedem cu colegii, să... Facă cineva așa o demers și în acest sens. Fiindcă poezia s-a citit, se citește și se va citi mult timp de aici încolo. Felicitări și așteptăm următorul volum care va depăși pe acesta.
Înainte de a vorbi domnul Cornel Galben, aș dori să fac o precizare. Toate aceste cărți sunt scrise în decurs pe mulți ani. Începând din tinerețea pe când conduceam cândva sau în era domnul profesor Mobilă, reședintele Cenaclului Nicolae Labiș, și ajungând până în prezent. Deci nu e o poezie a momentului. Unele dintre ele sunt poezii care au fost citite atunci și au fost refăcute acum. Atunci era tânărul care gândea, simțea, aici era cel matur care cizela și făcea mult mai mult decât așa. Aceste poezii, deci am spus că sunt rodul unor ani îndelungați, unele dintre cărți cuprind și poezii din acea perioadă. Alte poezii au și fost publicate în anumite publicații. Vreau să mai precizez că cea mai mare parte a scrisului meu este din 2007, deci mai pregnant și mai vizibil, din 2007 până în prezent. Deci cele 5 cărți care sunt, plus alte, încă vreo 4 care așteaptă rândul, plus cartea de proză, cartea de povești trotușene, despre care spunea doamna, așa, este aproape finalizată. Sunt aproape finalizate. Lucrez concomitent la mai multe asemenea volume și unii le las mai încolo, le mai pasez, pentru ca să dau loc altora care își merită în întâietate, așa cum va fi următoarea mea carte, aceea de povești de pe trotuș. Așa, în care sunt incluse, mă rog, un fel de povești legate de locurile de pe aici, din apropiere. Deja 80%, mai am două povestiri de finalizat și cartea va merge la tipar. Bineînțeles, trebuie mai fi făcută și ilustrată, și ilustrată va fi făcută de un român care locuiește în Hanovra, un pictor. Ca și cartea aceasta, desenul este